Bine v-am regăsit! Astăzi vom discuta puțin despre cum ne putem crea rapid un podcast și cum îl putem publica pe Spotify. Pentru început, vom avea nevoie de un cont pe Anchor.fm. Mai sunt și alte platforme, aceasta este dezvoltată chiar de cei de la Spotify. Și după ce ne-am creat acest cont, acesta este practic zona principală în care putem adăuga un nou episod, practic pentru podcastul nostru. Vom intra pe New Episode și vom vedea ce avem la dispoziție aici. Practic, în zona din dreapta ne putem încărca podcastul nostru, înregistrarea noastră pe care dorim să fie publicată pe Spotify. Mai putem adăuga și tranziții în plus, cum ar fi aceasta. Și după ce vom apăsa pe butonul de Save Episode și vom adăuga descriere, spre exemplu cum sunt aceste episoade, spre exemplu cum este acest episod în care am adăugat aici și descriere și linkuri utile, mai multe, trebuie să vedem cum configurăm să ajungă pe Spotify. By default, ce e în Anchor FM se va înregistra, se va publica automat și pe Spotify, dar putem și să înregistrăm în catalogul de Spotify Podcasters. O să vedeți despre ce e vorba. Numai că va trebui să adăugăm și un feed RSS, se numește. Vom vedea imediat despre ce feed este vorba. Vom merge la setări și la Podcast Availability. Vedeți aici, practic, la ce link este adresa, este disponibil în Spotify. Dacă intrăm, vom selecta acest link și îl vom lua. Vedeți că ni se va descărca practic podcastul de la Educație Digitală cu toate linkurile, cu toate episoadele. În Anchor FM la fel avem o pagină dedicată în care se pot observa și aici toate episoadele. Și acesta este RSS-ul distribution de care vă ziceam. Dacă doriți să-l adăugați într-o altă platformă, vom face în viitor, de exemplu, dacă doriți să-l adăugăm și pe Google Podcast, va trebui să luăm acest RSS feed și în platforma de podcasters.spotify.com va trebui să ne creăm un cont. Am creat un cont de DigiEducație și dacă vom da click aici, vom putea să adăugăm un podcast. Add or claim your podcast. Vom apăsa și sunt câțiva pași. Vom apăsa pe Get Started. Și după cum vedeți, se va verifica acel RSS feed de care discutam mai devreme, după care vom adăuga informația despre podcast și se va avea loc un proces de review și submit. De exemplu, aici dacă o să adăugăm acest RSS feed, ne sugerează că poate fi deja pe Spotify și va trebui să dăm next pentru a verifica. În principiu, cam aceasta este procedura pentru a putea adăuga rapid și simplu un podcast pe Spotify și pe alte platforme. Sper că a fost util acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și să apăsați pe subscribe dacă nu ați făcut-o deja, pentru a fi la curent cu videourile noastre și de asemenea să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați în momentul în care avem videouri noi. Vă mulțumesc! La revedere!